Extraordinar sentiment, mă bucur foarte mult să fiu aici. Eu sunt Sorin. Îmi place să cred că sunt un fel de Cristina Ih, așa la stand-up, în sensul că frumos păr, dar sunt o proastă. Asta e. Aveți animale de companie prin aplauze. Foarte frumos, foarte frumos. Le aveți pentru că vi le-ați dorit sau le-ați moștenit din foste relații? Asta aș vrea să vă întreb, pentru că eu am moștenit o pisică dintr-o fostă relație, cumva glonțul pe care l-am încasat la 17 ani ca să nu fac copil. Pentru că am crezut că am găsit-o, ea a crezut la fel, dar am avut prezența de spirit să zic, hai să luăm o pisică, vedem cum merge asta. Ne-am despărțit, evident, și din pisica noastră, copilul nostru, a devenit te descurci, o iei, te speli pe cap, să nu te văd cu ea, du-te de aici, a ta. Așa că am luat și am iubit pisica asta cum am știut eu mai bine. Problema a apărut când am intrat într-o altă relație și cumva cred că așa se simte un părinte care are un copil din altă căsnicie. Pentru că nu se înțeleg deloc. Pisica nu vorbește română, eu nu pot să o întreb nimic, nu pot să comunic cu ea. Iubita vorbește, dar nu o întreb, așa că nu pot să comunic deloc cu ea și eu această problemă pe care nu pot să o rezolv. Așa că iubita mea încearcă să facă un lucru foarte meschin, mă convinge pe mine, Constanța, să trimitem pisica la mine, la țară, la Târgoviște. În primul rând, Târgoviște nu e la țară. Asta e lucru care m-a deranjat cel mai tare. A făcut acum 300 de ani cineva un turn acolo, turnul Chindiei, de 2 ani ne-a făcut primăria și mult. Noi nu mai mergem la Ploiești. Ne luăm plus singur, nu mai plecăm nicăieri. E ieșit din Buzău, asta mi se pare cu adevărat. Adică ești din aceeași regiune istorică aproape. Că e de până în... Foarte ciudat din partea ei că face asta. Dar o chestie pe care a făcut-o, cumva apogeu inițiativei de a scăpa de pisica mea, am venit într-o seară acasă, m-a luat de mână, am mers în dormitor unde mi-a arătat o baltă foarte mare de ceva umed pe pat și mi-a zis, uite, pisica ta a făcut în pat, bineînțeles că eu va trebui să schimb, gata, la Măta, la țară, la Târgoviște. Acum, eu am această pisică de 3 ani. Ea nu a făcut niciodată în pat. Bă, niciodată. Ea nici măcar nu are voie în dormitor. Ea a fost dusă acolo. Eu nu aș vrea să zic că... Nu aș vrea să insinuez că e posibil să fi făcut iubita. Dar cine ești? Dar, exact. În această casă eu fac sex oral și eu schimb litiera. Eu știu mirosul. Ea nu este de la pisică. Era clar de la iubita. Holy mama. Aici te-a luat? No, da, mă rog. Bineînțeles că după situația asta am luat-o, am trimis-o la mama la țară, la Târgoviște. Eu nu m-am văzut acolo, hei, salut. Trebuie să te tuți. Asta te-o zice Costel. Se ridică zidul, îl vedem pe acest Costel după 3 ani în junglă. O altă chestie pe care a făcut-o, mi-a reproșat, cumva mi-a indicat că se întâmplă sex în relația noastră, dar nu suficientă dragoste. Să fac cumva să se întâmple mai multă dragoste. Așa că am ales să comunic, am întrebat, ok, ce presupune această dragoste? Contact vizual. A fost răspunsul. Așa că am făcut asta, nu știu dacă ați încercat să vă uitați la doamnele voastre când le iubiți, ele nu mai sunt ele. Ele sunt niște femei normale în viața de zi cu zi, sunt dracu și satan în pat în momentul în care le privești în ochi. Pentru că m-am uitat la ea și tot ce am văzut a fost... Mamă! Te simt foarte inconfortabil. La femeie, ești bine! Să spunem dacă ți-e rău că mă opresc! Sentimentul pe care l-am avut a fost că dacă cineva ar filma chestia aia și ar tăia sunetul, e un om în suferință acolo, săracu. Adică, eu nu înțeleg ce face rock-a-rola pe aia și ce tot împinge. Că e tăblie, săraca, lasă! Dar nu e normal, înțeleg că e de la țară, de la Târgoviște, dar a făcut pe ea săraca, terminați cu prostiile! Dar da, am această iubită interesantă și am și o familie interesantă. Vă mai zic o chestie și vă las. M-am luat în pandemie taică-miu la pescuit sportiv. Nu e nimic sportiv la pescuitul sportiv, în mod evident. Dar el a crezut că chestia asta o să fie cumva bonding pentru noi și mi s-a părut foarte interesant că pescuitul sportiv presupune, practic, după ce prinzi peștele, să-l și arunci. Adică ce face cumva degeaba, nu neapărat sportiv. Acum, această combinație rămâne interesantă. Cum ar fi să fie și alte activități? Să fie un vânător care împușcă o căprioară și sună la veterinar, că e vâna sportiv, el acum vrea să salveze. Mai vrea să mai facă stufat din ea. Funny. Să fie un scriitor care scrie o poezie și îl întreabă cineva, ai vrea să o publici? Nu, o ard, e scris sportiv. Și stand-up sportiv? Nu pot să cred! Exact, vine cineva, nu râde nimeni, pentru că e stand-up sportiv! Aici voiam să știu! Hai, Sorinuș! Yes!
Petreanu! Yeah! Comandant, bine te-am găsit, bună seara! Oh. Aș vrea să încep cu o întrebare. Sunt curios dacă ați mâncat bătaie când ați fost mici. Prin aplauze, vă rog. Oho, ce bun. Foarte frumos. Bravo. Și eu am mâncat bătaie. Am apreciat foarte mult la ei mei modul foarte organizat în care mă băteau, cam ca într-un joc pe calculator, așa. Level 1 mama, level 2 / boss fight tata. Cam așa se întâmpla. Mama deceiver-ul din toată ecuația asta, foarte bună pe vorbe femeia, și sunt câteva expresii pe care sunt convins că le știți. Eu vă recomand să vă trageți un pic centura la suflet, că s-ar putea să le simțiți un pic în plex. Vi s-a spus vreodată ți-am creat toate condițiile? Da, da. 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 Care condiții? Că am avut caiete, au fost condiții. Noi proști într-un fel că n-am mers cu lespezi la școală și să n-am gravat pe ele. Mulțumesc frumos, mamă de pix. Avem nevoie cu el ca să iau notițe. Dar da, altă expresie foarte frumoasă este bătaia este ruptă din rai. Da, da. S-a spus asta. Și de ce au rupt-o, nu înțeleg atunci. Dacă ea era în rai la un moment dat. Și mi se pare că și frazarea e foarte frumoasă, pentru că ea n-a fost alungată din rai. Bă, ruptă! Era clar că era dracu în rai bătaia, n-avea ce căuta acolo. Vorbă care se leagă foarte frumos cu unde dă mama crește. Da. Da. O vânătaie, așa funcționează rănile în general, evident că se umflă. Și e cumva preferata mea și vorba care m-a făcut să cunosc anxietatea pe această lume, este lasă că vorbim acasă. Bă, care casă? Vreau să nu mai plec de aici niciodată. Eu aș vrea să rămân pe străzi, nu mai vreau să mai merg niciodată acasă. Dar da, maica mea avea această pornire de a da, dar n-am să vă mint, dădea ca o p***. Adică nu mai durea. Excelent. Nu mai simțeam eu ceea ce simțea ea. Nu mai simt eu. Așa că ce făcea era să apeleze la bărbatul din casă, invoca strigătoi de luptă, îl chema pe taică-miu, făcea un pas în spate și striga: Dani, vino să vezi ce a făcut animalul ăsta. Lucrări ascunse sub frigider, a fost ședință acum 2 săptămâni și nu știm nimic. Vino, fii bărbat în casă, bate-l. Acum, ce trebuie să știți este că taică-miu este tâmplar. Adică este Jesus. Un om care face coșciuge ca să pună o pâine pe masă. Jesus. Dacă te uiți de la depărtare, el pare că poartă mănuși. Adică, un om crescut la țară care a mâncat pământ, care acum trebuia să vină să-și disciplineze copilul. Și îl înțeleg, pentru că el nu e ca și cum făcea asta cu mine în cameră. Și maica mea se uita la el. Adică, hai Dani, că e fi tată. Și îmi dădea taică-mi o bucată care cam aia era bucata, într-un fel. Adică nu era nevoie niciodată de mai mult. Cam ca într-o problemă de matematică, așa. Dacă palma tatălui pleacă spre buza fiului cu 60 de km la oră, calculați litri de sânge care curg, cam aia era bucata, nu mai era nevoie de nimic mai mult. Și cumva apogeul acestui circ de la mine din familie s-a întâmplat în clasa 6-a, când m-am dus la școală și au venit niște oameni de la protecția copilului, ca să ne explice și noi ce drepturi avem copii fiind în societate. Și ne-au dat un soi de test grilă, unde trebuia să spunem cu da sau nu, te bat ai tăi, te jignesc, te nu știu ce. Am completat da la toate. Nimeni n-a mai scris numele. Singur. Am predat lucrarea. E olimpic, practic, la protecția copilului. Super. Au văzut acești oameni foaia mea și au zis: ok, hai să, totuși poate se întâmplă ceva la acest băiat acasă, hai să intervenim într-un fel, hai să-i chemăm ambii părinți la școală. Pentru că noi așa știm, dacă vin ambii părinți la școală, tu sigur nu ești bătut după aia. Ăștia la protecția copilului n-au învățat că ambii părinți la școală e din start belită pentru săracul copil? Așa că am venit a doua zi cu ambii părinți la școală. Eu m-am dus la curs, ai mei s-au dus la această ședință, se termină cursul, ies eu în curtea interioară, ies și ai mei de la ședință. Ma. Și fac contact vizual cu taică-mi acolo în curte, care îmi face semn: hai un pic. Hai să avem o ședință de feedback. Deci am discutat cu oamenii ăștia: vină, nu că nu scapi, vină. Și mă ia taică-mi, mă duce mai într-un colț al curții și mă întreabă dacă a fost ok la curs. I-am spus că da, dacă m-au ascultat, i-am spus că nu. Și dacă le-am zis la ăștia că mă bat. Și i-am spus că da, moment în care, bum, bucată, acolo, direct, de față cu protecția copilului. Mi-a rămas cumva pe retine momentul ăsta, pentru că, din cum mă ținea taică-miu, m-am uitat în spate, încercând să prind privirea ăluia de la protecția copilului, care atunci când m-a văzut s-a întors și a făcut...
Paul. Nici noi. E din când în când mai trecem și la pierdute. Să te tăiem de pe această listă. Atât din partea mea. Vă mulțumesc de suflet. Bravo. Mulțumim mult. Eu mersi. Aplauze pentru Sorin Șetreanu. Oh my God, sunt la Revoluția. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc de suflet. Mulțumesc foarte mult. Uite-mă. Bună seara, bună seara. Eu sunt Sorin, am 22 de ani și am realizat că nu cred în zodii. Dar cumva așa facem și noi capricornii. Adică încep să cred că e cumva de la noi asta. Nu cred în zodii, în schimb cred foarte tare în religie. Și mă gândeam la profeție, dacă profeția ar fi adevărată și Iisus ar trebui să se întoarcă pe pământ în vremuri tulburi. Cred că trăim niște vremuri destul de tulburi. Ar trebui cumva să se întoarcă. Dar e foarte dificil și pentru el, tocmai pentru că trăim într-o societate foarte digitalizată. Adică dacă s-ar întoarce Iisus, ar trebui și el să-și facă cont de Instagram. Ar trebui să aibă bifă la contul lui de Instagram, ca să nu dăm follow la chip cioplit. Ar trebui să pună la toate pozele hashtag blessed. Ar trebui să-și facă probabil și un cont de YouTube în care, ok, nu daily vlog, dar holy vlog măcar să facă. Și ar avea probabil foarte multe clipuri de genul ăsta. Story time cu Iisus. Ce s-a întâmplat de fapt în ziua lui Ponțiu Pilat? Aflăm și noi. Fasting cu Iisus. Cum n-am mâncat 40 de zile? Metoda Iisus de a slăbi. Smeșor pesc cu Maria Magdalena. A dat Petru acolo sau nu? Asta este întrebarea care am rămas. Dar da, este foarte interesantă religia. Eu mă simt cumva foarte atașat de ea. Și un motiv pentru care sunt un om destul de spiritual este că am fost conceput de Paște. Am discutat cu maică-mea și am aflat că de Paște eu am fost făcut. Și e un gând foarte ciudat să-l ai. Să te gândești că oamenii merg la biserică și maică-ta merge la taică-tu să ia... Aștepta cumva să... Merg, măcar după să meargă și ea să ia și lumină. Dar da, am acești părinți foarte interesanți. Cumva cred că toate problemele pe care le avem noi în viața noastră de adult vin din copilărie și de la ei noștri implicit. O chestie care cred că m-a afectat destul de tare pe mine este divorțul alor mei. Mai precis faptul că nu s-a întâmplat. Pentru că trebuia, dar n-au... Au stat în cloaca aia de ură și de supărare. Și înțeleg cumva dacă e copilul mic. Vrei să-l protejezi. De la o vârstă încolo, cred că e ok să vorbești cu el lucrurile astea. Mie mi-au spus la 14 ani, spre exemplu, că a murit mamaie. Păi și nu mai aveam una, adică... Asta nu era aia de o țineam pentru piese? Ce nu înțeleg. Eu păstrăm și așa că piesele sunt bune în continuare. Oricum voia să mă fac adventist, nici măcar nu iubeam. Dar există cumva acest clișeu în care părinții iau copilul, așează la masă și spun, uite, mami și tati nu se mai înțeleg. La mine a fost fix invers. Este a trebuit să iau pe mei, să-i pun la masă, să le zic, nu vă mai înțeleg, mâncava-și gura voastră. Haideți să facem cumva să... Tata, avem prea puține scaune pentru câte șosete ai. Hai să le strângi un pic și tu, moare asta săraca, prind artificială inteligența aceste șosete. Inteligența artificială, aceste șosete. Și tu, mamă, faci toate nenorocirile în Vinerea Mare și te aștept să nu te pedepsească Dumnezeu? Normal că s-a întâmplat asta. Și de ce sunteți amândoi așa mici, nu înțeleg? Și de când am ieșit eu atât de mare din toată povestea asta? Dar da, în schimb cu toată această familie și cu tot acest bagaj emoțional, am reușit să găsesc o femeie care să mă accepte, să mă iubească așa cum sunt. Ce nu îmi place, în schimb, la ea este că e medic. Și am constant acest gând, că la un moment dat va veni cineva la ea la cabinet, un bărbat care va avea o problemă în zona genitală. Rațional sunt conștient în capul meu că e bolnavă, dar totuși poate e mare. Și mai mult decât atât, ea e acolo să vindece, adică există o implicare emoțională și din partea ei, e pâinea ei aia până la urmă, adică trebuie să... Adică îmi imaginez că... Gândul ei este, o vede două săptămâni și o rețetă dăm, o facem ca nouă, ai încredere în mine. Și frica cea mai mare pe care o am este că la un moment dat o să am și eu o problemă de genul ăsta în viață. Și normal că o să mă duc la ea la cabinet, o să stau în sala aia de așteptare, unde o să mă întrebe alt domn, dumneavoastră tot la doamna doctor? Da, este iubita mea. Este iubita ta? Vai, dar ce mâini catifelate are, bă, băiatule, cum... Tu știi cum eram când a venit și cum sunt acum? Dar stai, dă-mi voie să-ți arăt. Uite-te cum este absolut perfect acum și totul datorită iubitei tale. Felicitări să o păstrezi. Vă mulțumesc din suflet, Stand Up Revolution! A fost foarte frumos! Doamnelor și domnilor, vă rog primiți în scenă revelația acestui sezon din punctul meu de vedere, dragul meu concurent, Sorin Șetreanu.
Bună seara, bună seara, bine v-am găsit! Bună seara, mă bucur enorm să fiu aici. Doamne, doamne, ce emoții, mă bucur din suflet să vă văd. Dragi jurați, bună seara! Hei! Nu știu dacă se vede pe mine, dar sunt tânăr, sunt foarte tânăr. Am 22 de ani, sunt născut în anul 2000, am un CNP care începe cu 5. Da, știu. Deci stați liniștiți, pensiile noastre sunt în siguranță, promit să ne ocupăm eu și generația mea. Am în schimb o problemă, mi se pare foarte dificilă tinerețea. Mă enervează oamenii care spun, băi, bucură-te, nu mai vine perioada asta, vieții tale e cea mai frumoasă. E oribilă. E extraordinar de dificil să fii tânăr. Mi se pare că sunt într-un punct în care nu mai sunt copil, dar nu sunt nici adult cumva și am acest sentiment că s-au stricat desenele. Acum am uit la DAC TV doar că e trippy. E și încep să mă uit la cu adevărat copiii ăștia care chiar sunt mici acum și văd deja niște diferențe între generații, nu? Parcă ei n-au prins Hannah Montana. Nu mai știu cum erau toate desenele astea. Adică noi când eram mici, pe bune, era super greu. Ăștia au tot wireless. Noi ne împiedicam în cabluri. Păi când mă jucam în 2006, FIFA juca Zidane, ești nebun? La Messi era rezervă. Acum ăștia au numai Dybala, tot felul de jucători noi de care eu n-am mai auzit. Mergeam în spatele blocului la 14 ani să fumăm o țigară. Ăștia acum au... Nu mi se pare normal, o pun la încărcat țigara. Ce e asta? Mergeam, puneam un bilet la pariuri, ne chinuiam, era zăpadă afară, n-am umplut la casino. N-am umplut la casino pe vremea aia, era foarte dificil. Am înțeles, te-au plătit. Și mi se pare că au apărut o rasă pe care eu n-am mai văzut-o, care mi se pare că e recentă cumva, copiii de succes. Există copii, oameni tineri care au foarte mult succes. Shelly mi se pare cel mai bun exemplu. Tânăr, e mai tânăr ca mine, extrem de celebru și de bogat. Îl urăsc, îl detest, mi se pare ilegal. Ar trebui să facem ceva în privința asta. Cumva singurul gând care mă alină este că eu poate în viața asta o să ajung cumva să am banii lui Shelly. Dar el nu o să aibă niciodată consoanele mele. Deci adevărat. Dormiți liniștiți. Adevărat. Ce vorbim? Adevărat. Adevărat. Nu știu dacă o știți pe fiica Andrei Esca, Alexia Eram, care de asemenea este râită. Mi se pare absolut ironică, mă, tare cea mai bună dicție din țară și tu ești râită. Mă, ta! Mă, ta! Nu ia ei, simt! Ai zis o Andrei Esca, mă, ta! Grijă mare! Da, mă, mi se pare normal să zic așa, e de la postul concurent. Păi, Sorin, pe cât îți ia maică ta, ce s-a întâmplat? Imediat, ajungem. Trecând mai departe, după cum vă povesteam, iubita mea este medic și inițial când am cunoscut-o mi s-a părut foarte sexy meseria asta de medic din cauza filmelor porno pe care le-am văzut în decursul vieții. Ce am descoperit în schimb e că alea de pe netele nu sunt pe bune medici. Da, știu. Asta mea e. Așa că de la un punct încolo, dragostea dintre noi n-a mai fost dragoste, a fost consult. Pentru că observa, evident, în natura meseriei, observa niște lucruri. Și mi-a spus, m-a întrebat la un moment dat, nu te supăra, dar taică tu s-a operat de hernie? Și am spus că da. Și mi-a zis, păi uite, ai putea și tu să începi să fii relativ atent cu spatele tău. A, bun, și eu să te acum, cu el șubred așa. Îmi pioneze cum e să pompezi din el. Îți mulțumesc foarte mult pentru această experiență. Bravo! Aleluia! Eu prost că n-ai tu orgasm. E o chestie medicală, doamna doctor. Dar da, este dificil. Bunica mea are Alzheimer, toți avem ceva la mine în familie, după cum ați observat. Să-i dea Dumnezeu sănătate, știu. Nu-și mai aduce aminte cine sunt, îi zic mereu că e ziua mea, mai dă câte 100 de lei când mai vedem, poate la 2 săptămâni, zic că este o afacere destul de bună. Dar ce mi se pare foarte amuzant la bunicul meu este că el stă întins în pat, nu poate să mai deplaseze, așa că nici la baie nu poate să meargă. Și bunica mea a venit cu o soluție foarte ingenioasă, acest furtun prin care el poate să urineze, practic. Și el, nu vreau să vă oripilez, dar probabil că ați văzut la un moment dat un om scoțând vin din damigeană. Nu o să fiu foarte grafic, dar cumva ce se întâmplă e că vine mămăița mea săracă, care m-a crescut și ea până la urmă, care ia furtunul respectiv și face... Avem un bidon supat de 2 litri, se umple, îl golim, îl punem înapoi. Vă mulțumesc din suflet, atât din partea mea! Bye, bye.